și El rămâne fidel în continuare. Slăvit să fie numele Lui. Mi-a plăcut atât de mult psalmul acesta care s-a citit. Spunea fratele Martin că este un psalm profetic, dar dacă ne uităm aici în acest psalm, vedem câteva lucruri. Spune, iată, am auzit vorbindu-se despre El. Nu este suficient, frate și soră, doar să auzi despre El sau doar să ai un concept despre El, să-ți faci o idee generală despre El, cine ar fi Dumnezeu. Nu este suficient locul acesta. Pentru că vedem în acest psalm, ceea ce este suficient, trebuie să avem o relație cu El. Și în al doilea rând, în versetul 7 spune, tot în versetul 6, l-am găsit în ogorul Iair. Haidem la locuința Lui. Nu este suficient doar să ai primești revelația. Că poți să primești revelația, dar să nu ai o relație cu El. Să te oprești doar aici, doar la un concept, doar la o revelație și atâta tot. Dacă citim în Matei, și eu nu o să citesc, voi știți foarte bine istoria magilor, a păstorilor, a cărturarilor și a fariseilor, noi cu toții știm istoria lor. Ei cu toți au avut un concept despre Dumnezeu. Până și Irod avea un concept despre Dumnezeu, știa că în Israel este un Dumnezeu. Și toți au primit această revelație. Gândiți-vă la magi. Magii au primit această revelație. Păstorii au primit această revelație. Farisei și cărturarii aveau revelația lui Dumnezeu. Ei cunoșteau, pentru că ei i-au dat explicația lui Irod despre pruncul Iisus Hristos și i-a spus cu deamănuntul toată prorocia care era despre Domnul Iisus Hristos. Dar ei n-au făcut nimic. Irod a rămas la fel, doar cu conceptul. Fariseii au rămas doar cu revelația și au rămas pasivi, dar aș vrea să vorbesc despre păstori și despre magi. Ei au primit revelația. Magii erau niște păgâni, dar ei n-au putut să stea când au primit această revelație. Ei au fost hotărâți să plătească acest preț. Credeți că vecinilor, rudele lor, nu le-au spus, ați nebunit? Pentru ce mergeți acolo? Pentru că am văzut o steluță. Păi și sunt multe stele pe cer. Doar pentru asta vrei să mergeți atâta kilometri, atâtea luni de zile pe jos, doar că ați văzut o stea? Păi s-a născut un împărat. Păi și în lumea aceasta e ceva normal să se nască împărați. Dar ei, focul care l-au avut în inima lor, ei au vrut să plătească acest preț, frați și surori. Atunci când primești revelația lui Dumnezeu și doar te mulțumești cu revelația sau te mulțumești doar cu un concept, poți să intri în această stare de religie, să fii un om religios. Ori ești hotărât să plătești prețul, ori rămâi în starea aceasta de religios, om religios, frați și surori. Dar n-am vrea să rămânem doar la o stare, doar să auzim despre El sau doar să avem o revelație despre El. Dacă am primit o revelație despre Domnul Iisus Hristos și cu toții am primit, frați și surori, o revelație. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Maria a avut revelația ei personală, într-un fel, magii într-un fel, păstori într-un fel, Iosif într-un fel. Fiecare a avut revelația lui și dacă ne uităm în Biblie, fiecare din Biblie, om al lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a chemat personal să aibă o relație cu El, a avut revelația lor personală cu Dumnezeu. Dar fiecare, în funcție cum l-a căutat pe Dumnezeu, în aceasta a constat relația lor cu Dumnezeu. Și am vrea și noi, frați și surori, să-L căutăm pe Domnul. Așa cum spune și în acest psalm, haidem la locuința Lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarele Lui. Haideți să-L căutăm în timpul acesta pe Domnul Iisus Hristos, frați și surori. Pentru că noi avem revelația. Noi sărbătorim acum o sărbătoare, dar ai doma, vom sărbători o sărbătoare și mai mare ca aceasta.
care n-a fost niciodată în cer, care tu și cu mine, împreună cu ungerii și cu tot oștia cerească, vom sărbători, slăvit să fie Domnul în cerul lui Dumnezeu. Și noi avem această revelație că într-o zi noi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, frați și surori. Pentru aceasta nu putem să stăm indiferenți. Farisei au luat această poziție și au stat indiferenți. Ei știau, ei cunoșteau, dar au fost indiferenți față de revelația și de promisiunea lui Dumnezeu. N-am vrea să fim și noi, frați și surori, nepăsători. Și noi știm ceea ce ne așteaptă pe noi, ceea ce vom sărbători. Pentru că așa cum a venit pruncul Iisus, va veni din nou slăvit să fie numele Lui. Și vrem ca această sărbătoare să fim cu toții de aici. Dar am vrea, haideți să plătim prețul acesta, să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată ființa. Să știți că cea mai mare luptă nu este nici cu păcatul, nu este nici cu lumea aceasta, nu este nici cu Satana, ci este cu noi înșine, cu Dumnezeu. De multe ori negociem, Doamne, mai bine rămân doar la un concept. Când am primit această revelație de la Dumnezeu, îi spunem personal, Doamne, mai bine rămân la conceptul acesta, este mai bine. Sau mai bine rămân pasiv, ca și farisei, pentru că nu vreau să plătesc acest preț. De multe ori ni se pare greu, dar dacă avem acea dragoste în noi, așa cum se spunea, care a avut-o și El pentru noi, și noi, tot din dragoste, frați și surori, facem acest lucru. Noi nu ne limităm doar la atâta, la a-L cunoaște, sau doar la revelație, ci noi mergem mai departe, stăruim, frați și surori, în relația noastră cu El. Și asta în relație cu Dumnezeu este ceea ce s-a întâmplat și cu Iov. El a primit această promisiune, El a spus, Dumnezeu s-a lăudat cu Iov înaintea Satanei și a spus că El este un om neprihănit. Dar când omul acesta a avut o relație corectă cu Dumnezeu, spune Iov, eu am auzit despre tine, dar acum ochiul meu te vede. Auziți ce înseamnă relație? Când îl vezi pe Dumnezeu, îți vezi toate slăbiciunile tale și știți ce a zis Iov? Mi-este rușine și mi-este scârbă de mine, de starea mea, cu toate că Dumnezeu s-a lăudat cu el. Dar când ai o relație cu Dumnezeu, simți acea nevoie să te apropii mai mult și mai mult de Dumnezeu. Și cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât vezi că îți lipsește mai multe lucruri din viața ta. Și tu și eu știm când ne apropiem de Dumnezeu câte lucruri ne mai lipsește. Și zicem de multe ori, o, Doamne, câte lucruri mai am de schimbat în mine, câte lucruri mai am de făcut, câte lucruri mai am, Doamne, Dumnezeu meu, de realizat în viața mea. Frați și surori, haideți să plătim și noi prețul. Gândiți-vă la acești păgâni, ei au plătit prețul doar să-L vadă pe Iisus. Păstorii au plătit prețul și L-au văzut pe Iisus. N-am vrea să fim și noi ca farisei, frați și surori. Haideți să plătim prețul care trebuie să-L plătim, căutându-L pe Domnul, dar din dragoste. Prețul acela al dragostei, al dăruirii, al jertfirii. Și Dumnezeu, frați și surori, așa cum și pe Iov L-a binecuvântat, Dumnezeu ne va arăta cum trebuie să-L căutăm și mai mult, și mai mult pe Dumnezeu. Pentru că asta este frumusețea închinării, să-L cauți pe Dumnezeu și El să-ți arate cum trebuie să-L slujești din zi în zi, în ce lucruri să te implici mai mult, ce să faci mai mult. El se revelează și mai mult. Cu cât îl căutăm mai mult, El ni se revelează și mai mult, frați și surori. Și am vrea să plătim prețul din dragoste pentru El. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să spunem Domnului, Doamne, dacă acești păgâni au făcut acest lucru, cu atât mai mult eu, care sunt copilul tău, acești oameni nu te cunoșteau, dar ei au ascultat de revelația ta, au primit revelația ta și au înfăptuit-o, Doamne, dar și eu vreau să fac acest lucru, Doamne, pentru că într-o zi vreau să fiu la marea sărbătoare care este în cer. Amin. Haideți într-o rugăciune comună.